Așa spune. Căci s-au strecurat printre voi unii oameni. S-au strecurat. Cum au reușit să se strecoare? Prin relații de rudenie, vă aduceți aminte în cartea lui Neemia, unde preotul dă rudei lui Tobia o cameră importantă lângă templu? Prin prietenie. Oamenii aceștia pătrund sub radar, sunt nedetectați, par oameni cum se cade, par oameni buni, par oameni implicați, par spirituali, dar sunt extrem de periculoși, se strecoară, se infiltrează cu subtilitate și sunt foarte greu de detectat. Știți care este cea mai mare problemă pe care noi o avem în a păstra credința adevărată dată Sfinților odată pentru totdeauna? Cea mai mare problemă sunt relațiile. De aceea vă aduc aminte ce spunea Domnul Iisus Hristos: dacă cineva vrea să mă urmeze și nu se leapădă de sine, dar pe urmă spune, nu-și lasă mamă, tată, nevastă, copii, și cineva ar putea să spună, aoleu! Aoleu! Nu înseamnă să-ți abandonezi căminul conjugal, nu înseamnă să-ți abandonezi nevasta, nu înseamnă să-ți abandonezi copiii, nu înseamnă să-i lași pe drumuri, nu înseamnă să-i lași nemâncați, nu înseamnă să nu le mai dai ce au nevoie. Nu! Nu înseamnă să divorțezi. Înseamnă să urmezi calea credinței așa cum e în Scripturi, iar dacă ei nu vor să meargă pe aceeași cale, tu continui să mergi pe calea asta. Tu nu te îndoi datorită relațiilor, ca să nu strici relațiile. Iată de ce oamenii aceștia se strecoară, se infiltrează, sunt greu de detectat și greu de contracarat. Pentru că acești oameni devin ceata lui pițigoi. Da, intru unu, țipă doi. Și dacă ar țipa doar doi, bine ar fi. Se strecoară. Doi, sunt scriși. Nu numai că se strecoară, sunt scriși. De mult, pentru osânda, pentru condamnarea aceasta. De ce? Pentru că erezia trage după sine osândă sau condamnare. Apostolul Pavel e mult mai plastic și aduce o metaforă din viața de toate zilele, spune, sunt înfierați, însemnați cu fierul roșu, pirogravați, tatuați. Știți că animalele erau tatuate, marcate cu fierul roșu și semnul ăla nu se mai putea scoate de acolo, decât dacă îl tăiai, dacă omorai animalul. Proprietarul își însemna proprietatea ca să se știe că e a lui. Ca nimeni să nu poată vecinul să vină să-l ia și să zică, oaia asta, vita asta, e a mea. Și să spună, nu e adevărat, e a mea. Cum dovedești? E însemnată, e marcată, e sigilată și mi-aparține mie pentru totdeauna, câtă vreme trăiește animalul ăsta. Ce vrea să spună cuvântul lui Dumnezeu este că sunt oameni pecetluiți în împărăția întunericului, care și-au vândut sufletul, care au devenit agenți ai diavolului. Și spune Biblia, nu se mulțumesc să trăiască ei în desfrânare, dar vor să-i trăiască și pe alții în această nelegiuire. Pentru că ăsta este scopul diavolului, să nu se ducă singur în iad. Și același scop îl transmite agenților lui. Sunt scriși. Lucrarea aceasta ei nu o fac din greșeală. Este vorba că vine cineva la amvon și spune
un lucru care nu se potrivește și e o greșeală. Nu! Nu este o scăpare, nu este o greșeală în vorbire, nu este o greșeală de exprimare, nu e o greșeală de interpretare, nu s-a gândit bine, n-a analizat bine textul, nu s-a documentat bine. Nu. Este ceva intenționat, o erezie strecurată intenționat pentru ca să distrugă sufletele oamenilor. Sunt scriși. Ce înseamnă asta? Este că sunt irecuperabili. Sunt irecuperabili. Sunt scriși de mult, sunt condamnați de mult. În momentul în care și-au vândut sufletul, în momentul în care au pornit pe calea aceasta a potopului de desfrâu, trăgând după ei coloane de oameni naivi și neștiutori și ignoranți, soarta acestor oameni este pecetluită. Și acum ascultați care este lucru esențial al activității lor. Că nu este vorba ca unul să spună că Solomon a avut atâtea fire de păr în barbă sau atâtea. Sunt foarte multe lucruri irelevante pe care le poți crede cum vrei. Te uiți la niște cifre în Biblie, te uiți la niște lucruri și eu zic, dom'le, sunt două. Nu, dom'le, că sunt patru. Să ne apucăm la discuție câți magi au fost, câți păstori au fost, cât... Astea sunt lucruri irelevante, care nu te face nici mai pocăit, nici mai nepocăit. Nu. Aici vorbim despre ceea ce acești oameni schimbă. Deci, rețineți, se strecoară, sunt scriși sau proscriși și scopul lor este să schimbe, că vorbim de credința dată sfinților odată pentru totdeauna. Fratele Mikey Junior a vorbit mai devreme despre pericolul acesta de a eticheta principiile credinței ca fiind obiceiuri, tradiții, legalisme, bătrânisme și a spune despre ele. S-a pus praful pe ele în secolul 21. Și este foarte ușor să atragi oamenii atunci când le spui că pot respira mai în larg, că se lărgește corsetul. Toată lumea vrea să meargă mai la larg. Ați observat că e mult mai ușor să te muți de la o casă mai mică la una mai mare? Ați observat lucrul ăsta? E foarte greu să te muți de la o casă mare la una mică. Ai impresia că te strivește tavanul și te strivește pereții. La fel, e mult mai ușor când omul are calea mai largă și oamenii ăștia vin să schimbe în desfrânare harul Dumnezeului nostru. Harul Dumnezeului nostru. De fapt, ce înseamnă har? Harul vorbește despre eliberare. Harul vorbește despre libertate, pentru că noi eram striviți sub povara păcatelor. Și harul zice, vrei să fii liber, vrei să te elibereze Hristos, vrei să fii al lui Hristos într-o împărăție a luminii, a bucuriei, a fericirii. Și omul spune, cine nu vrea la libertate? Cine nu vrea să fie liber? Problema este că această libertate este fals interpretată și ascultați ce spune Pavel în Galateni. Galateni este epistola care vorbește împotriva iudaismului, a legilor rituale, a tăierii împrejur, a sabatului, a adunărilor de sărbătoare, a tuturor ceremoniilor, jertfelor iudaice. Legea rituală, nu legea morală și nu legea caritabilă, legea rituală, aceea a împlinit-o Hristos, pe celelalte le-a năsprit și le-a întărit. Legea rituală. Pentru că iudeii mergeau și spuneau, trebuie să vă tăiați împrejur, trebuie să deveniți evrei, trebuie să țineți sabatul, trebuie să... Ei, ascultați ce spune Pavel în mijlocul acestei epistole anti-iudaizatoare, în capitolul 5, versetul 13. Fraților,
Voi ați fost chemați la slobozenie, adică la libertate. Numai nu faceți din libertatea aceasta o pricină, adică un motiv, adică o doctrină, ca să trăiți pentru firea pământească, ci slujiți-vă unii altora în dragoste. Ce înseamnă asta? Înseamnă să nu împingi această libertate dincolo de zona rituală și să o așezi în zona morală, să relaxezi moralitatea cerută de Dumnezeu. Pentru că aia Hristos n-a lărgit-o, a strâmtat-o, a îngrădit-o și mai mult. Noi suntem chemați la o moralitate superioară, la o îngustime și mai îngustă decât a legii. Și când e vorba de caritate, legea cere a 10-a parte, dragostea le dă pe toate. Iată de ce, scumpii mei, subiectul acesta este foarte periculos. Oamenii aceștia sau oameni din aceștia am întâlnit de multe ori. Și în multe ocazii. Mulți de multe ori, în multe locuri și cu multe ocazii. Sunt extrem de plăcuți. E o plăcere să stai la o cafea cu ei. Sunt de o inteligență sclipitoare. E o plăcere să-i asculți. Sunt povestitori. Sunt fascinanți. Sunt interesanți. Sunt în mijlocul unei turme mari de discipoli care le sorb fiecare cuvânt, care sunt gata să-i aplaude, care le rostesc acoladele și superlativele. Și sunt extrem de eleganți și de drăguți. Până în secunda în care îți permiți să le zgârii coaja. În momentul următor îți dai seama de o travă care este în ei, cu câtă vehemență, cu câtă intoleranță își varsă veninul, cât de dedicați și de scriși, proscriși sunt în a-și promova aceste erezii, și cum circulă lumea în lung și în lat, de nu prididim să umblăm pe urmele lor, împrăștiind ereziile și falsurile lor. Și, Doamne, câte biserici și câți credincioși nu cad pradă acestei schimbări. Pentru că, atenție, înțeleg că trebuie să fim flexibili și adaptabili. De-aia avem microfoane și difuzoare și monitoare. Înțelegem. Dar în ceea ce privește credința, e un mare pericol să abandonăm învățătura curată și strictă a Sfintelor Scripturii, doar pentru că ar fi pericolul să nu ne mai bage nimeni în seamă. Pentru că de fiecare dată rădăcina acestor erezii are loc între a trăi o viață evlavioasă sau firească. A negocia învățăturile Scripturii
în favoarea Duhului sau în favoarea firii. De aici se trag toate necazurile. Să-l aplauzi pe om așa cum e, fără să trebuiască să facă nimic. Să-i zâmbești, să-l declari mântuit și fericit. Cu toate că în spatele vopselei proaspete pe care i-ai suflat-o duminica cu mântuirea îndeopște, stă rugină infiltrată adânc și care mănâncă sufletul. Haideți să ne ridicăm în picioare, să facem o rugăciune în care să cerem Domnului înțelepciune, discernământ și puterea de a lupta. Da, de a lupta. Și la război e război. Nu e masă, nu e bună ziua, nu e ce bine îmi pare că te văd, e confruntare, e luptă. Avem nevoie de curaj și avem nevoie de putere să ducem această luptă pentru credința adevărată până la capăt.